Paza bună trece primejdierea. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale Ungheni au inspectat și verificat dacă sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor în căminile școlii profesionale din oraș. Care sunt rezultatele acțiunii? Aflați de la Mariana Gasnaș. În luna decembrie a anului 2011, inspectorii DSE au depistat în cele trei cămini ale școlii profesionale sobe construite la ultimul etaj, coșuri de fum sub acoperiș, căi de evacuare blocate. Conducerea școlii împreună cu locatarii căminelor au avut la dispoziție două luni pentru a înlătura încălcările depistate. După două luni, starea lucrurilor nu s-a schimbat prea mult. Am cerut de la dumnealor ca să înlăture aceste neajunsuri care au fost depistate și astăzi, iată, verificăm încă o dată deci, cum au fost înlăturate neajunsurile în urma controlului din luna decembrie. Schimbări majore la capitolul dat nu sunt până la ziua de azi. Potrivit pompierilor, cele mai multe nereguli au rămas neînlăturate. Rămân așa încălcări grave ca întreținerea căilor de evacuare, întreținerea în stare bună a surselor de alimentare cu apă și pentru incendiu, sistemele de încălzire care sunt construite neautorizat în spațiul locativ, îndeoseb la ultimele etaje de la clădirile cu 5 nivele și respectarea regimului antiincendiar. Reprezentanții școlii profesionale spun că soluționarea problemelor necesită mai mult timp și resurse financiare. În căminul unde locuiesc elevii, acolo practic scara care a fost atunci, unele în comodități de a evacua elevii, un alt am luat și am făcut curat, am reparații tot și am eliberat trecerile toate astea. Dar restul, aici unde locuiesc locatarii, aici o leacă mie dezastru. Șeful Direcției Situații Excepționale a menționat că atât administrația instituției, cât și locatarii care au încălcat aceste norme de apărare împotriva incendiilor vor fi trași la răspundere. Cât administrația școlii, cât și persoanele care au încălcat regulile de apărare împotriva incendiilor, îndeoseb cei care au construit neautorizat sobe de încălzire, coșurile de fum care sunt trecute prin podurile caselor de locuit, evident că vor fi sancționați și se va cere ca aceste încălcări să fie înlăturate cât mai repede. Conform Codului Administrativ al Republicii Moldova, cei care nu se vor conforma cerințelor menționate vor fi sancționați cu amendă de până la 400 unități convenționale.